Brexitul și alegerea președintelui Donald Trump au accelerat distanțarea Uniunii Europene de Statele Unite ale Americii. Este o afirmație pe care am citit-o într-o analiză care este realizată în România la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cât de greu va fi să păstrăm această dublă opțiune pentru România, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în același timp? Eu cred că, nu știu, mie mi se pare că este invers. Statele Unite și Marea Britanie s-au îndepărtat de Uniune. Nu Uniunea s-a îndepărtat de cele două. Este, după mine, este evident acest lucru. Nu uitați că, până la urmă, au fost vizite ale șefilor de stat din Europa în Statele Unite. Nu? Merkel a fost acolo, deci nu a existat niciun fel de distanțare a Europei de Statele Unite. Mai bine zis, președintele Statelor Unite, nu altcineva, are unele păreri care sunt, să spunem, surprinzătoare. Pe de altă parte, Brexitul a fost decis de Marea Britanie, nu de Uniune. Uniunea a spus tot timpul că nu va fi un lucru pozitiv nici pentru Marea Britanie, nici pentru Europa. De aici înainte va trebui să creăm un echilibru între cele două situații, nu? Marea Britanie a ieșit din Uniune, dar rămâne un stat în Europa. Avem foarte mulți cetățeni acolo, deci trebuie să găsim modalitatea de, și e de găsit, adică nu cred că e ceva foarte greu de făcut, să avem o relație normală cu un stat terț din afara Uniunii, dar un stat important, și cred că nu e foarte greu de găsit această relație, pe când cu Statele Unite, eu cred că, iarăși, a avea relații cu Statele Unite nu este, nu pune în pericol statutul de membru al Uniunii. Dimpotrivă, avea o voce foarte puternică în Uniune și, în același timp, a avea relații normale cu Statele Unite, aceste două lucruri nu sunt incompatibile.